Primăria Municipiului Timișoara organizează recensământul populației canine pentru o comunitate mai sigură și responsabilă față de animale. În ședința Consiliului Local a fost votat proiectul de înregistrare statistică a câinilor din apartamentele și gospodăriile de pe raza orașului. Obiectivul proiectului este prevenirea înmulțirii necontrolate a animalelor fără certificat de origine, combaterea abandonului câinilor și gestionarea eficientă a cheltuielilor privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Recensământul se va desfășura pe o perioadă de 10 luni, din luna octombrie a acestui an și până în luna iulie 2025, și va include zonele Blașcovici, Ronaț, Lipovei, Ghiroda Nouă, Cunț, Girocului, Soarelui și Cearda Roșie. Demersul de înregistrare statistic a câinilor reprezintă un efort comun al administrației locale și al asociațiilor partenere implicate voluntar în acest proiect. Recenzorii vor fi prezenți în teren de luni până vineri între orele 17 și 20, iar sâmbătă în intervalele 10-13 și 17-20.